Salutare, oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în 16 iulie 2023 și astăzi vreau să vorbim despre cum Rusia și China au reușit să distrugă puterea popoarelor migratoare din stepă, cu accent pe Rusia, pentru că Rusia a jucat rolul cel mai important în această poveste. Vom vorbi despre cele mai importante popoare migratoare din stepă, popoare nomadice, și rolul lor în istorie, înainte să fie oprit definitiv. Și vom analiza cei doi factori principali care au permis rușilor, în principal, și chinezilor secundar, să îi distrugă pe invadatori. Acest videoclip am hotărât să-l fac în urma unui sondaj ce l-am postat pe canal, pe pagina de comunitate din canalul de YouTube. Aici vă arăt rezultatele sondajului. Ați votat 73 din de voi, sunt 73 de voturi. Vă mulțumesc celor care ați votat, celor care ați dat like și ați comentat. O să mai fac astfel de postări în viitor pe mai multe subiecte, inclusiv sondaj despre videoclipuri și nu numai. Și au fost aici practic trei variante de videoclip: puterea reală din spatele Alexandru cel Mare, 26% din voturi; Rusia și China au distrus puterea popoarelor migratoare, află cum acest videoclip practic, 52% din voturi; și Cruciada la Nicopol, distruge armatelor creștine, 22% din voturi. Deci, conform a ceea ce ați ales voi, astăzi facem videoclipul ce a primit 52% din voturi. Restul vor urma săptămânile viitoare. Abonați-vă la canal ca să fiți pe fază atunci când le postez. Haideți să vedem zona din care în general proveneau aceste popoare nomadice, popoare migratoare din stepă. Și dacă ne uităm la o harta Eurasiei, în principal ele proveneau din nordul Chinei, da, din sudul Siberiei sau din Asia Centrală, sudul Rusiei de astăzi. Sunt mai multe popoare, vom vorbi mai despre câteva dintre ele. Direcțiile de atac erau fie în sud către China, fie către vest, către Imperiul Roman și mai târziu către statele europene. Și ca să vedem mai clar o hartă, să suprapunem peste granițele existente astăzi, asta este China, da? Aici o harta a popoarelor vorbitoare de limbi turcice, da? Pentru că multe dintre aceste popoare migratoare vorbeau o limbă turcică. Și vedem aici zona Asiei Centrale, da? Practic teritoriile de astăzi ale Kazahstanului, uigurii în vestul Chinei, Uzbekistanului, Turkmenistanului, deci aici foarte multe popoare turcice, și mongolii sunt aici în nordul Chinei de astăzi și sudul Siberiei. De aici se formau și în anumite situații, în principal când se uneau, reușeau să pornească ca un tăvăluc repede, fie spre China în sud, fie veneau în vest spre Imperiul Roman sau spre statele europene mai târzii. Să vorbim puțin despre care era caracteristica principală acestor popoare nomade, popoare migratoare din stepă. În primul rând, erau luptători de elită călare. Asta era caracteristica lor principală. Era o legătură extraordinară între cal și călăreț și, bineînțeles, arcaș neîntrecuț. Deci această combinație letală între călăreț neîntrecuț și arcaș de top i-a făcut să învingă armate, în general, mult mai mari, să fie foarte mobili, să fie foarte ușor de a ataca pe alții și foarte ușor de a se retrage la timp și foarte greu să îi ajungi, să-i poți lovi cu adevărat. Nu au încercat toate marile imperii care se aveau graniță cu aceste zone să cumva să facă un fel de copie a acestor trupe, dar să aibă trupe călare, foarte rapide, mobile și arcași de elită, nu au reușit. Acești călăreți din stepă, pur și simplu, mulți dintre ei se nășteau în Sha, chiar exista la Mongolia această expresie, s-a născut în Sha și cu siguranță că era ceva adevăr în asta, în multe situații. Fiecare călăreț mongol avea mai mulți cai la dispoziție, tocmai pentru a putea merge distanțe uriașe și în luptă, bineînțeles, dacă era nevoie să-i schimbe repede. Erau foarte mobili, nu aveau nevoie de foarte multe resurse, de obicei se hrăneau de pe teritoriul pe care îl atacau și erau neîntrecuți în lupta cu arcul. Nu erau doar arcași, erau și sulițași de elită, lăncieri de elită, aveau o combinație și reușeau în general la popoarele cucerite să adopte, dacă anumită tehnică le părea interesantă, reușeau să o adopte de la acele popoare și foloseau, bineînțeles, soldați de la popoarele învinse, pentru că să nu vă închipiți că hunii, de exemplu, sau mongolii mai târziu, trupele care au atacat încoace în vest, erau compuse doar din mongoli sau doar din huni. Nu, o mare parte, poate chiar mai mare decât elita
hunilor, să zic, sau mongolilor, era formată din popoarele supuse, care unele forțate sau unele de bună voie, pentru pradă, pentru bani, s-au aliat și s-au alăturat puterii centrale, să spun așa. Ok, ideea de bază este că aceste popoare migratoare, în cursul istoriei, în cea mai mare parte, nu au fost uniți. Erau în triburi, dar se luptau între ei. Toată lumea era fericită, mă refer la statele din jur, dar statele sedentare, statele agricole, statele civilizate, să spunem așa, pentru că barbarii se luptau între ei. Triburile își vedeau de lupta internă, rar atacau în afară. Însă, în momentul în care se uneau, au mai fost și astfel de situații, erau în general de neoprit. Până la un punct, vom vorbi imediat când a apărut acel moment. Cum au răspuns statele ce se învecinau cu stepa, practic, da? În primul rând, cu măsuri defensive, mai ales Zid al Chinei, practic, asta a fost scopul lui principal, să-i oprească pe mongoli. În general nu a reușit, e o poveste lungă și aici, dar în cea mai mare parte a timpului și-a făcut treaba. Au fost momente cheie când a fost pătruns și, să spun așa, nu și-a îndeplinit obiectivul, dar în mare parte ăsta a fost scopul lui, să-i oprească pe invadatorii din stepă, pe mongoli. Bineînțeles, era rezistența armată, adică armate care să lupți cu acești călăreți. În cazul în care statul China, de exemplu, în aceste situații, era unit, nu erau revolte, nu erau provincii rebele, China a avut probleme de genul ăsta foarte, foarte des în istorie, dar dacă statul era unit, în general rezistau. Puteau să lupte eficient, cu pierderi să reziste în fața invadatorilor. Dacă însă erau lupte între ei, erau probleme interne, în general nu făceau față nomazilor. Problema cu nomazii era că și dacă îi învingeai într-o luptă și vroiai să continui, se retrăgeau foarte repede, dispăreau și câțiva ani își făceau forțele și veneau din nou. Cam asta era problema cu ei. Au fost foarte multe campanii de pedepsire a nomazilor, de exemplu, chinezi, împărații chinezi au organizat asta. Puțini au reușit cu adevărat, pentru că intrai în stepă, armata chineză era bineînțeles greoaie, era uriașă, era logistică, era criminală, trebuia să hrănești oamenii, să le aduci arme, să le aduci cai, să le aduci, și în stepă e destul de dificil să faci asta, mai ales când ești hărțuit de trupe de elită, de arcași de elită, și armata mongolă, să spun, sau triburile respective pe care atacau chinezii, dacă considerau că nu au șanse de victorie, se topeau, în sensul că fugeau în stepă și prindei se împărțeau în grupuri și erau practic imposibil de pedepsit. Și au mai făcut un lucru, imperiile civilizate, să spun, de la marginea stepei, mă refer aici și la bizantini și la chinez, mituiau anumite căpetenii, anumite triburi, tocmai pentru a îi face să lupte între ei. Adică preferam să-l sprijin pe cel mai slab ca să lupte cu cel mai puternic. În sensul că bani, soldați, câteodată mâna unei prințese ca să-i ridic prestigiu și să-l fac să fie loial, titluri, bineînțeles, tocmai ca să reușească să focuseze forța acestor popoare a se lupta între ele și a nu ataca Imperiul. Imperiul chinez, Imperiul bizantin și așa mai departe. Bun, să vorbim acum despre practic cele mai cunoscute popoare migratoare. Vorbim de huni, în primul rând, care au atacat Imperiul Roman, hunii sub Attila, foarte cunoscuți, însă efectul lor a fost de scurtă durată. După moartea lui Attila, Imperiul s-a împărțit destul de repede în bucăți, au fost revolte ale popoarelor supuse, că vorbeam de popoarele supuse, și a dispărut în istorie. Însă mai sunt, bineînțeles, și bulgarii, care și ei au fost bulgarii, poporul turcic la origine, care a venit din stepă, a învins Imperiul Bizantin și a întemeiat primul Imperiu Bulgar, care apoi s-au slavizat, că de asta astăzi bulgarii sunt slav, vorbesc o limbă slavă. Elitele acelea turcice venite din stepă au fost în timp slavizate și și-au pierdut limba turcică, da? Vorbim, înțeles, de cumani, de peceneci care au fost la noi în țară, popoare la fel turcice, turcii selgiucizi care au venit în Anatolia de astăzi, Turcia de astăzi, care au
mai târziu au trecut cumva prin conducerea otomană și au întemeiat Imperiul Otoman, care este la baza Turciei de astăzi. Deci sunt foarte multe avarii, dacă vorbim iarăși de o populație din stepă, sunt foarte multe invazii, foarte multe popoare, însă cred eu că cel mai cunoscut este sau cea mai cunoscută invazie este invazia mongolă. Aș vrea să fac o precizare înainte să trecem să discutăm despre mongoli. Nu cred că are rost să discutăm în sens de doctrină popoarele migratoare germanice, în primul rând, pentru că ele nu sunt din stepă, în primul rând, aveau un stil de luptă total diferit, nu se bazau pe arc ca armă principală și călare. Și în mare măsură au fost forțate să vină spre vest, să atace Imperiul Roman, tocmai de huni în Antichitatea Târzie. Unii au venit dinspre est, i-au presat, pe unii i-au înglobat, i-au supus și alții, care n-au vrut să se supună, au plecat spre vest, au lovit în Imperiu și au intrat ca să scape de huni. Revenim la mongoli. Cu mongolii este o cu totul altă poveste, pentru că mongolii au întemeiat un imperiu uriaș, însă care apoi s-a făcut bucăți într-un fel sau altul, însă au lăsat urme în istorie. Au întemeiat în China, au cucerit China și au întemeiat dinastia Yuan, care dinastia Yuan nu va rezista foarte mult, într-adevăr, 150 de ani, ceva de genul ăsta. Ea a fost temeată de către Kublai Khan, dar au cucerit China și aproape toată China și au dat o dinastie. Și apoi în vest, să spun așa, au întemeiat Hoarda de Aur, tătarii. Cred că ați auzit cu toții tătari în cărțile de istorie. Ne-au lovit și pe noi de foarte multe ori, mai ales în Moldova. Tătarii, zona lor, să zic, de control a fost, iată, Crimea, a fost, uite, estul Moldovei, sudul Ucrainei și, bineînțeles, toată zona din Asia Centrală. Ce vă spuneam, Kazahstanul de astăzi, Azerbaijanul, Kirghistanul și care mai sunt. Sudul Rusiei. Ei au creat mari probleme și pentru ruși și tocmai într-un final rușii au fost cei care au rezolvat problema. Și ultimul mare invadator a fost Timur Lenk. Am vorbit despre Timur Lenk în seria mea legată de istoria Imperiului Otoman. A fost cel care l-a distrus pe Bayezid la Ankara. A fost un criminal nemilos. Însă el a încercat între sfârșitul anului 1300, începutul anului 1400 să refacă Imperiul Mongol. A reușit parțial, însă după moartea lui totul s-a sfărâmat. A folosit aceeași tehnică, deci trupe uriașe, număr uriaș, călăreți de elită, care au străbătut foarte rapid toată Asia Centrală și au ajuns și în Turcia de astăzi. El a fost ultimul. După el a început declinul accelerat al acestor luptători din stepă și vom vedea imediat ce s-a întâmplat și din ce motiv s-a ajuns acolo. Bun, principalul motiv este, cum probabil că bănuiați, evoluția armelor de foc. Însă nu este așa de simplu cum pare la prima vedere, adică o analiză superficială de genul europenii au luat arme de foc și călăreții din est n-au putut face față, au fost, e mult mai ușor să dobori cu arme de foc cai, să spun, sau călăreții din stepă. Nu e așa de simplu. Odată că armele de foc au fost inventate în China, în principal în Asia, o să pun apropo link-ul la toate paginile astea care le-am analizat puțin aici, în descrierea videoclipului, dacă vreți să studiați mai multe detalii. Însă europenii au preluat armele de foc pe drumul mătăsii, datorită invaziei mongole, nimeni nu știe exact cum, dar ideea este că au ajuns în Europa. Și a început aici o cursă în armărilor. Europenii au luat niște arme de foc primitive, praful de pușcă, mă rog, și le-au transformat într-o perioadă, într-adevăr, eu știu, în jur de 200 de ani, au ajuns la niște arme de foc relativ decente, care puteau provoca daune foarte mari unei armate venite din stepă. Mă refer aici și la artilerie. Artileria a jucat un rol important începând de pe la 1450, când am vorbit într-un videoclip acum recent, turcii au folosit-o, sultanul Mehmet al II-lea, cuceritor, au folosit-o ca să spargă zidurile Constantinopolului, Istanbulul de astăzi. Zidurile acelea au fost cele mai formidabile din istoria antică și medievală. 1000 de ani au rezistat, am făcut un videoclip și despre ele, îl găsiți pe canal. Însă la 1450, tunurile au evoluat atât de mult în Europa, încât
i-au dat șansa lui Mehmet al II-lea turcilor să spargă zidurile și să intre în Constantinopol să cucerească orașul. Apoi armele de foc, cum vedem aici, o muschetă, au evoluat la fel destul de mult. 1450 este încă de vreme pentru a putea a permite rușilor să supună cu adevărat poporile din stepă, să supună Siberia, stepa, sudul Rusiei, însă a fost începutul sfârșitului pentru invadatori. A fost momentul când placa s-a întors și practic încet încet vor fi ei cei cuceriți și cei zdrobiți. De ce în Europa armele de foc au evoluat atât de mult și au depășit mult pe chinezi, pe indieni, pe toți cei care inițial le adoptaseră? Pentru că Europa era formată din multe regate. Asta e un subiect interesant care poate îl discutăm într-un alt videoclip. Europa în principal era împărțită în multe regate, ca și astăzi multe țări în Europa, care în mare parte se luptau între ele. Și atunci a fost tot timpul cursa în armărilor. Nu era ca în China, un imperiu uriaș, unde împăratul sau anumiți sfetnici hotărau dacă o armă este, nu știu, merită investit, să o facă mai bună. Deci nu era presiunea asta constantă în Est ca să evolueze, și nu numai în domeniul armelor, și în domeniul tehnologiei navale, etc. Nu era presiunea asta constantă ca să evoluăm. Dacă nu evoluăm, ne vor nenoroci. Pentru că, de exemplu, în Franța, dacă, nu știu, regele Ludovic al XIV-lea, dau un exemplu total aberant, dar ca să înțelegeți ideea, ar fi spus, domnule, de mâine nu mai folosim arme de foc, ar fi fost o nebunie, pentru că în scurtă perioadă de timp spaniolii sau englezii ar fi atacat și ar fi măcelit pe francezi. Deci nu își permitea nimeni să ia măsuri aberante, cum a făcut, de exemplu, un împărat chinez cu flota chineză, care la un moment dat sub Zheng He, un amiral chinez, luase amploare. Următorul împărat care a venit a spus nu mai vrem cu flotă, salut, la revedere, închidem țărmurile. O aberație care a condamnat China la o subdezvoltare și a permis apoi englezilor, flote engleze peste 100 și ceva de ani, să distrugă porturile Chinei. Asta nu se întâmpla în Europa. Europa era forțată, regatele europene erau forțate să investească constant într-o cursă în armărilor, pentru că altfel ar fi fost cuceriți de vecini, distruși. Nu era niciun rege în stare să spună nu investim în asta, nu investim în asta, treia tot timpul. Și asta a făcut armele europene și flotele europene să fie capabile să se dezvolte, să fie practic o diferență uriașă între ei și orientali. Așa europenii au cucerit lumea într-un final. Deci armele de foc, dar evoluția lor, caracteristicile europene au făcut ca să avanseze foarte mult și să nu poată ține pasul orientalii cu această dezvoltare. Apoi, vorbeam de ruși, da? Că rușii au pus cu botul pe labe, să spun așa, pe cei din stepă. Ivan cel Groaznic. Armele de foc singure n-ar fi rezolvat problema, pentru că e o legătură directă între dezvoltarea armelor de foc și existența unui guvern puternic centralizat, să spun așa. Dar niște conducători care iau niște hotărâri. Pentru că armele de foc necesită bani ca să le faci, necesită bani ca să, mai ales artileria. La fel, Mehmet al II-lea a avut fonduri uriașe ca să facă tunurile pentru zdrobirea zidurilor Constantinopolului. La fel, Ivan cel Groaznic. Ivan cel Groaznic a fost primul țar care a hotărât că trebuie să termine cu puterea boierilor în Rusia. Asta a fost o problemă și în Imperiul Bizantin și în multe alte puteri europene, să spun așa, și nu numai. Dacă regele sau dacă conducătorul nu controla țara, nu o ținea cu o mână de fier, familiile nobiliare făceau haos, adică se revoltau, se aliau cu dușmanii, resursele statului erau irosite în lupte interne. Ivan cel Groaznic, care a fost, exact cum îi spune numele, un țar care a omorât zeci de mii de oameni nevinovați în mare parte, a făcut însă acest lucru. A format o pricină, o armată privată, practic, cu care a vânat pe boierii, orice boieri care se opuneau, cel mai mic motiv. Mulți dintre ei au fost nevinovați complet, însă au fost omorâți ei și familiile lor pentru ca țarul să aibă toată puterea. Și asta i-a dat într-adevăr putere, a fost un fel de Stalin. Stalin, cred că s-a inspirat din Ivan cel Groaznic, a consumat resursele Rusiei făcând o putere. După moartea lui au fost niște probleme temporare, dar Rusia și-a revenit, era deja angajată pe calea spre creștere. De asta spun de Imperiul Rus și multe alte videoclipuri.
zilele lui de glorie au trecut. Rusia este astăzi un imperiu pe panta decăderii. Fiecare imperiu, fiecare putere are o perioadă de creștere, de stabilizare, apogeu și apoi de descreștere. Rusia este astăzi pe panta decăderii și nimic și nimeni nu va opri acest lucru pe termen lung. Dar vorbim la nivel istoric, nu un an, doi, trei. Ok. Deci Ivan cel Groaznic a fost cel care a omorât pe boieri, a centralizat puterea în mâna lui și a prioritizat cucerirea, începerea avansului spre a cuceri Siberia, a cuceri canatele, fostele canate care făceau parte din Hoarda de Aur, pentru că Hoarda de Aur a început să se despartă în bucăți, ceea ce a ajutat pe ruși. Ivan cel Groaznic a cucerit canatul de Kazan și apoi canatul Astrahan. Practic a împins puterea Moscovei până la Marea Caspică și a început apoi cucerirea Siberiei. Și vedem aici creșterea Rusiei, da, ce e cu verde este Rusiei, a puterii Moscovei în principal, că Moscova a controlat destinul Rusiei și încă îl controlează. Cu verde este zona inițială, 1547-1605 cu verde deschis, da, și apoi 1689-1640. Deci în nici 200 de ani au ajuns în est până la Pacific, da? Au cucerit aproape toată Siberia. Aici vedem o hartă mai detaliată, iarăși pe ani și inclusiv mai târziu, cum rușii s-au extins din zona asta verde, cum au cucerit toată Siberia, Maroc, cum apoi au cucerit Asia Centrală. Deci încet, încet au distrus toate aceste popoare migratoare și au ajuns până la granița cu China și Mongolia. Au luat și de la chinezi o parte, am vorbit și în videoclipuri recente despre teritoriile luate de ruși de la chinezi, însă, practic, zona Mongoliei, zona Asiei Centrale, unde aceste popoare se formau, se antrenau și apoi se uneau la un moment dat și atacau, a fost prinsă într-o menghină între China și rușii care au venit din vest și au distrus cu ajutorul armelor de foc, cu ajutorul artilerii, au distrus aceste armate. Mulți se întreabă, ok, dar de ce nu au adoptat și popoarele migratoare arme de foc și să lupte eficient împotriva rușilor în cazul ăsta? Pentru că, spre deosebire de arc, spre deosebire de o suliță, spre deosebire de o armură de nivel, armură ușoară, că asta purtau în general mongolii, care puteau fi făcute, replicate în ateliere, în, să spun, contextul unor triburi mai dezvoltate, da, în anumite situații, armele de foc necesită, exact cum vă spuneam, cu Ivan cel Groaznic, necesită o putere centrală, necesită o industrie. Nu poți să le faci pur și simplu în ateliere, dacă vrei cantități uriașe, dacă vrei artilerie mai ales, îți trebuie industrie, îți trebuie puterea statului. Nu mai vorbesc, bineînțeles, de antrenamentul specific unei armate moderne, de felul în care se folosește artileria, deci nu ai cum să concurezi nici cu producerea, nu aveau cum să concureze cu un stat puternic nici pentru a produce armele, mă refer la călăreții din stepă, și cu atât mai puțin la organizare militară, la antrenamente, la felul în care se folosește eficient aceste arme. Deci nu au avut nicio șansă. Cam astea a fost motivele principale, cele două motive principale. Armele de foc, evoluția lor rapidă în Europa datorită regatelor combatante care au forțat pe fiecare să evolueze cât mai repede, să investească și să încerce noi arme, noi antrenamente, și centralizarea puterilor în statele europene, care în loc să se lupte între ei au ajuns să fie uniți sub o mână de fier în general, și direcționarea resurselor spre a produce arme și armate antrenate și bine înarmate. Ok, cam atât pentru astăzi. Sper că a fost interesant videoclipul. Aștept comentariile voastre, aștept părerile voastre. Abonați-vă la canal, dați un like. Până la videoclipul următor, vă doresc numai bine!